care trebuie să apăta constanță prioritate de materiale pe care le-a primit. Cel că ați analizat în mare proiectul. Și o să începem cu primul punct. Spune-mi la voastră la procesul de acolo și de ce mai. 31 mai 2022. Cine este pentru? Nu am venit acasă să spun. Deschidem ședința de astăzi cu părerea numărul 1. Proiectul de hotărâre. Deci se suplimentează ordinea de zi cu proiect de hotărâre privind modificarea prin act tradițional a contractului de concesiune numărul 2158 din 14.11.1997 încheiat între SOS-a Telecopilor Hemeiuș în calitate de concesionar și Consiliul Local al Comunei Hemeiuș de sub Bacău în calitate de concedent în sensul diminuării a pieței concesionate cu 8.000 de metri pătrați. Adică le luăm, nu? Da, da. Cel ce pot da. Mai, dar le din nou suprafața. Care să o încheși? Supunem la vot. Nu, așa. Suprimentar. Eu nu am luat cu banii și nu am luat. Deci, ca pe nu am luat la vot. Da, o să mergem în drumul mai târziu, o să mai lăsăm să înceam un deschis, într-adevăr, sala e foarte mică, cred că tot mai bine ar fi fost la căminul cultural. Acolo chiar e răcoare. Dar de ce nu merge să facem la hit, că nu plouă? Unde? Doamne, dar ce să căutăm la hit, doamne, doamne, acolo, dacă mai avem... Da, vezi, în cadrul... Vreau și eu să o văd, am zis să facem o vizită, să vedem și noi ce am luat. Voi, doamne, domnul director este plecat câteva zile în concediu. L-am sunat ieri și am întrebat de chestia asta, că m-a rugat din data trecută, dar ședința din aprilie. V-am promis să zic. Fiind și căldura asta, fiind și timpul așa cum e, zic, hai să... Poți să mergem în tot și acolo, dar... nu știu acolo în ce condiții. Ar fi în sala noastră. Acum cred că putem face și foarte plătit. Păi, bineînțeles. Ar fi și vedem care este statul, domnule. Că nu știu să vă spun. Da. Da, proiectul numărul 1. Da. Dăm... dau citirii proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ca anul 2022. Proiect inițiat de domnul primar Sava Satin. Referat de aprobare cu privire la propunerile de modificare indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, subsemnat în calitate de primar Comunii Hemeiuș, având în vedere raportul de specialitate al doamnelor Iara Potirescu, Patricuții de Contabil în cadrul compartimentului buget finanțe din aparat de specialitate a primarului Comunii Hemeiuș de sub Bacău, având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, articolul 49, alineatul 567, legea 317/2021 privind bugetul de stat al anului 2022 și actele numărul 6 din 8 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venit și cheltuieli pentru anul 2022, precum și referatul de înaintare și a referatelor înaintate de către compartimentele de deservire, partea de venituri 127.000 de lei, din excedentul anilor precedente, excedentul bugetar al anilor precedente 20.000 de lei, impozit persoane juridice 107.000 lei. Partea de cheltuieli, tot 127.000 de lei. Administrației publică, 20.000 de lei. Dotări aparatură de cablu de echipament de internet. Cultură, 47.000 de lei. Cheltuieli materiale, 27.000 de lei. Culte, 20.000 de lei. Servicii sociale, 60.000 de lei. Finale, 60.000 de lei. Finalizarea de lei. Finanțarea zilei comunului copilului, 20.000 de lei. Și școală de vară, 40.000 de lei. Discuții la rețetă. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 2. Proiectul de hotărâre privind însușirea contractelor de sponsorizare, acceptarea sponsorizării și cuprinderea în bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Hemeiuș și a sumei de 7.000 de lei cu titlul de sponsorizare. Proiect inițial de primar Sava Constantin. Da, aici vreau să fac o remarcă. Doamna consilier Petescu s-a descurcat și a reușit în completare la programul artistic pe care l-am avut la zilele comune, a făcut rost de sponsorizare pentru a aduce
formația Pacifica. A fost o formație de succes, chiar a avut efect în rândul populației și a publicului de la noi. Acest ban, după cum știți, orice sponsorizare făcută cu acte, regulă, trebuie aprobat în consiliul local, după care banii trebuie să fie lasă către firma respectivă. Și mai e vorba de doamna Neral Solac, locuitoare comunii noastre, care la fel și de data aceasta a sponsorizat primăria cu suma de 2000 de lei. Acești bani trebuie să aprobați, după care trebuie să direcționați cheltuielile care au fost. Sunt incluși în rectificarea de în față? Da. Discuții dacă sunt. Spunem la vot, cine este pentru? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 47 din 31.05.2022 cu referire la aprobarea organizării și sărbătoririi Zilei Comunei Hemeș. Județul Bacău în perioada de 17-19 iunie 2022 și a programului de activități înfrejuit pe această ocazie. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Întrucât n-am mai făcut această activitate, acest eveniment, n-am mai făcut o perioadă de 2 ani, perioada pandemiei, au mai apărut unele lucruri care noi nu le-am luat în calcul la acea dată, pentru care și chestia cu sponsorizarea, nu avem la încheierea proiectului de hotărâri în luna lui Ionii, n-am avut cu sponsorizări, încă nu aveam la acea dată intenția de a sponsorizare. Pe lângă acest fapt, nu am luat în calcul branșamentul care până acum am făcut, așa au fost treaba, ne-a mai ajutat o firmă alta cu branșamentul de la parte industrială, de data asta au trebuit să plătim branșamentul, WC-uri ecologice, bannerle, eu știu și alte materiale care au mai fost folosite. Când am tras linii, cheltuielile sunt mai mari decât am prevăzut. Acum, partea din dumneavoastră care ați participat și cum s-au desfășurat lucrurile, adică ați văzut ceea ce s-a făcut și ceea ce și lucrurile sunt, faptele sunt prezentate aici, în raport. E cheltuielile de tot ce s-a făcut. Branșamentul, corturile, cupele, medalele pentru premianți, WC-urile ecologice, benele, stegulețele personalizate, precum și alte materiale folosite în bună desfășurare a evenimentului, vor fi acoperite din această suplimentare. 27. Asta nu era ieri. Asta nu era ieri. Probabil că nu a fost. Nu era trecut în forma asta, dar e trecut în forma de la venitul și cheltuieli. Nu era pe capitol, pe categorii cu cheltuieli. Asta voiam să propun. Da. Ce s-a încasat, ce s-a cheltuit, ce s-a... Asta voiam. Da. Deci nu era ieri. Eu m-am uitat pe SICAP-ul, domnule primar, pentru că au fost publicate pe SICAP-SEA și avem în felul următor, 3.950 de lei toalete ecologice, 50.000 de lei scenă, artiști, 2.400 de lei bannerii, 8.000 de lei lucrări, instalație electrică, 880 de lei stegulezi. Un total de 65.230 de lei. Asta ce am zis pe SICAP. Cât s-a încasat de la cei care au concesionat terenul? 10.000 de la Energie Electric și 5.000 sponsorizarea plus sponsorizarea 5.000 care luau și dăm. Pe date de aur nu mai pui? Ok, mi-aduc în și TVA. Pentru asta e o altă temă, nu pot să dau răspuns, să rămâi după ședință și o să discuți cu specialiști. Eu nu mă eveniment? Unele sunt cu dată dinainte de pe evenimentare, de după. Că
că noi am aprobat 50.000, nu? Da. Și acolo dumneavoastră cât aveți? 65.230. Deci și normal este să facem o suplimentare. Este normal. Da, dar acum discuția este pe cât suplimentăm. Deci până acum cât vă este? 65.230. 15.000, da, nu? 15.000 de diferență. Da, și noi cât cerem? 27. Deci la, mă scuzați. Da, poate mai spun și alte cheltuieli care... La ăștia care am obținut noi sponsorizare, eu de la Agricola, cât mi-au cerut, atâta trebuie să le dăm. Deci aia nu apar pisica, că nu știu cum o să facem, să le facem de la anul. Chestii care nu le am acum am văzut. Deci, cu 29.000 și cu 1.500, deja sunt cu 2.700. Adică să... Eu propun așa, foarte bine că ați scos alea, foarte bine că ați scos. Credința următoare e legată de cineva, să se informeze, să ne oferi... Poți să vină doar la contabil cu cheltuielile. Așa, pe capitolul tot. Că până atunci sunt ei, că până acum sunt gata, cred că toate nu sunt finalizate. Dar foarte bine că le-ați scos. Dar marea, cred că sunt și înainte din desfășurare. Eu regăsesc. Nu poate găsi orice. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a parohiilor ortodoxe, Sfinții Împărați Constantin și Elona și Sfântul Ilie din Comuna Neamț, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Nu, de la Hilius. Deci, în mare, despre ce este vorba? Este vorba de... Am dat anul trecut pentru pana trăsnițe, 25.000 de lei la biserica de la Hilius, pentru că trebuie să încheie un... Ei au încheiat un proiect cu școala de bar și nu li s-au aprobat că asta a fost una din condiții, pentru că n-au paratrăsnițe. N-au trebuit să pună două paratrăsnițe, că n-au... Fiind două clădiri, suma se ridică la aproape 50.000 de lei. Părintele anul ăsta ne-a rugat să le sprijinăm cu diferența de bani, să poată achita paratrăsnițe de sunt puse de anul trecut, numai că suma a rămas restantă. Deci 25.000 de lei pentru biserica de la Hineiuș, și biserica de la Lilieș pentru că este în renovare, am zis să le dăm un ajutor în primul an acum, pentru că lucrarea va continua așa în viitor, pentru că nu reușesc să termine într-un an. Am propus suma de 50.000 de lei, pentru că au nevoie și ei de bani. Vedem și ce se mai adună de la populație, ca la anul să vedem ce sumă putem să mai repartizăm, să finalizăm și acolo. În 2023-2024 să finalizeze, nu se poate termina așa de repede. E vorba de 3.600.000. E reabilitare, nu e nimic. E reabilitare, 3.600.000, după rând, nu avem atâția bani. Noi, primăria, va mai sprijinim și la biserica de aici, o să sprijinim în continuare, plus că poate mai vin din urmă cei de la Fântânele cu ceva așa. Că vă trebuie și ei cu un bănuț. De ei ce mai știți? Păi la ei s-au comis o greșeală, nu știu, de interpretare. Ne-au fost o neînțelegere între părinte și proiectant. Pe lista sinteză de la CNI a fost aprobată restaurarea, repararea și restaurarea sau ceva, avea o titulatură lista sinteză prin ordine de ministru, ori părintele, nu știu, de la dânsul, de la proiectant, undeva s-a produs s-a speculat o greșeală și au trecut în titlul lucrării proiectare, reparații și consolidare, așa, și construirii case motoare și casnicană. Și atunci nu am mai bătut certificatul de urbanism și acum au luat-o de la capăt cu toate. Deci nu vreți să mă ascultați deloc, eu cu asta lucrez. Scrie. Dar nu e vina dumneavoastră, nu e vina dumneavoastră, că asta este problemă generală. Da. Dacă ce e un proiect... Da. Noi l-am ajutat și o depus la CNI. Da, e pe listă. Și de ce nu lasă pe listă acolo? Mai vrea și aia, și aia, și... Facem, dar mai facem în altă etapă. Da. Eu am venit cu lucrarea cu SF-ul făcut de proiectant, cu titulatul ăsta, ce să-i fac? Iar proiectantul i-a creat de arhiepiscop. Proiectantul i-a creat de arhiepiscop. Și ce puteam să-i fac în situație? Trebuie să-i fac, dacă nu înțeleg. Deci urmăriți-mă, vă dau un exemplu. Da, dar de proiectul lui, deci noi l-am ajutat la trebuie să înțelegem că noi nu facem ce vrem pe lumea asta. Dar nu facem eu, noi, era... Păi da, eu sunt proiectant de gaze. Eu înființez distribuții de
gaze. Da, doamnă, dar... Înainte, mă scuzați un pic, înainte să trimit un proiect, un SF, un... că eu, normal, ce-a trebuit să scriu acolo? Înființare gaze, înființare sistem de distribuție, o chestie simplă. Poate lipsa părintelui de experiență, nu știu ce să zicea, nu consiliu părintele. Dar părintele nici nu trebuie să fie întrebat. Părintele spune la început, beneficiarul spune la început, eu vreau să fac o tare. După da, care e un specialist. Asta a fost problema da? Lor, acum nu-i problema noastră. Ghiciți cum trebuie să se cheme la mine o investiție din aia? Realizare și dezvoltare, care nu înțeleg ce înseamnă că realizare una, dezvoltare alta, sistem de distribuție. Mă credeți că ca să nu uit, mi-am făcut un afiș în birou și n-are importanță ce vrea beneficiarul. Cum se cheamă lucrările mele? Realizare dezvoltare. Că așa le primește, bilistic, că așa le... Da, discuție. Și rău pare, deci nu mai pot. Nu mai pot. Păi doamnă, dar au fost, acum am aflat că au mai fost în... De ce nu poate, nu le face SF-ul să scoată da, da. Povestea aia din, cu casa mortoară și... Doamnă, dar are și șapte ori. Probabil că... Că nici nu se potrivesc. Restaurarea e o chestie și construcția e altă chestie. E chestia care discutam chiar de la început. Da, de la început. Dacă permiteți, domnul primar, o corectare. Paratrez netele au costat 35.178 de lei și 99 de bani fără TVA. Firma Sofin Invest Bacău. Noi am plătit anul trecut 20.000, anul acesta 25.000. Da. O corectare. Da, a costat mai mult la 2.000 de lei preotul, când o să vină la contabilitate, o să vină cu justiția în Germania. Fiți convins că o să facă ceva mai tot pentru biserică. Am înțeles, doar da. O corectare. Da. Sau dacă este pentru eternitate, nu mai e nevoie de justiție. Da. Atunci și concluzie la Fântânelii este stat tot. Așteptam părintele cu probabil. A fost o chestie și nu știu cu OCPI-ul încurcat acolo, că erau alte numeri în cadastrale, ăla era pe număr, asta aia altă clădire era pe alt număr și probabil că e o chestie de... Ajustăm, amestecam medicul pe ele. Da. Deci construcție, construcții, renovarea, restaurarea, e altă chestie. Da, dar nu ține de numai care... Da, eu ador acum să fie în dorința de a face ceva și de a crede că toată lumea, dacă o prins, s-o agăța de o... Păi, dar și nu-i face pe niciuna. Hai să vorbim și asta. Eu nu vă cred, domnul primar, dar prin stat privit proiectant, ăla, nu răspund. Da, ăla de ce nu l-a învățat ca lumea să-i zică, domnule, nu le amestecat. Ăla vrea bani. Și zice, nu-i cum toți așa. Nu e să plătească, să faci un contract. Deci plătești 1.200.000 de milioane, domnul primar. Pentru restaurare și renovare trebuie niște proiectanți super specializați care au ștampile din ministerul. Sunt ascultați care nu cu ministerul culturii, nu lăsați biserica. Pentru construcții de casă mortoară, de nu știu ce, poate să fac orice firmă de oriunde. Nu-i trebuie super ștampile. Dacă nu s-a creat de anumite asta cu renovarea, cu restaurarea, cu monument de clasă A. A deci nu trebuia să amestec eu monumentul cu o construcție care pot să o fac oricând. Aici a fost decizia, nu știu. O greșe, nu a fost nici la primărie. Nu, dar trebuie să-i urmărim o leacă. Trebuie să-i urmărim o leacă noi, consilieri, care mai avem experiență, care mai știm. Așa e. Da. A fost întrebarea. Da. Să punem la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Unanimitate. Da. Am mai avut noi discuții luna lui mai, dacă nu mă înșel. Așa tot pe repede înainte, cu asociere cu Consiliul Primăria Bacău, pe zona metropolitană. E vorba de subiectul de răi cu proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii de principiu între OATE Municipiul Bacău și OATE Comuna Himeu și în vederea realizării în comună a proiectului de investiții coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul centru Bacău, cartier Gherești, Liliești și Miuș. Subsemnatul. Da, iar un exemplu de titlu. Ați văzut un exemplu de titlu. Coridor pentru... Pentru că noi va trebui să revenim la hotărârea dată cu pisele de biciclete. Schimbăm titulatura. Titulatura. De asta sunt așa importanți consultanții, trebuie trași din mâine, că domnule, cum să se cheme? Eu vreau să fac
să fac. Mamă, că nu a apărut pe NNR-ul în ghid, așa scria. Între timp, nu ne calificam, a trebuit să facem artificiu cu Primăria Bacău. Primăria Bacău ne oferi la schimb chestia asta. Deci nu, nu mi-e trebuie să-mi explicați, că eu știu, dar v-am dat acum un exemplu de altul denumit Așa-ți date sunt ghidurile din pozitia. Ne-a dat un ghid pentru creșa cu două săptămâni, acum au venit alt ghid. Ce facem? Cu depunerea pe 30. Acum întreb și eu, ca un om vorbitor cu depunerea, de română. Cu depunerea mâinii pe 30. Ce facem? Da. Spuneți. Da, este noapte. Idu. Vreau să vă întreb ceva. Dacă scrie din coridor din nemotorizate, oare astea care sunt... trotineti, bicicleti, electrici au voie pe acolo? Motorizate, desmotorizate. Deci alea n-au voie pe pistă. Să ajungem acolo, domnule. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință următoare. În cadrul programului operațional de dezvoltare regională 2021-2030 și a planului național de redresare și reziliență a României, municipiul Bacău a finalizat demersurile instituționale privind actualizarea planului de propunere, supuneri mobilitate urbană durabilă, aflându-ne în etapa premergătoare, supunerea aprobării acestea către Consiliul Local. În planul de mobilitate urbană durabilă și durabilă sunt propuse o serie de proiecte prioritare prin care se urmărește reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, modernizarea, dezvoltarea și creșterea activității transportului public în comun, construirea infrastructurii și facilităților necesare pentru bicicliști, convenția și amenajarea unor zone pietonale, reabilitarea sau crearea de trotuare și alei pietonale, amenajarea de terminale intermodale și altele. Ținând cont de aceste considerente, în elaborarea planului de modernizare urbanistic, cum se mai cheamă, durabilă, Bacău, s-au analizat datele relevante la nivelul zonei urbane și funcționale, care include pe lângă OAT, Bacău și unitățile administrative teritoriale, Hemeiu și Retevei, Chimăgura, Mărginea, Săucer, Nicolae Bălcescu, Sărata, Luizi, Călugăra. În acest sens, prin acest proiect se propune asocierea dintre municipiul Bacău și Comuna Hemeiu și în vedere inițierii de măsuri privind realizarea unui coridor neamotorizat care să deservească cele două OAT-uri pe traseul centru Bacău, cartier Gherea, Filieș, Hemeiuș. Obiectivul de investiții propus urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice și operaționale stabilite prin planul de mobilitate urbană durabilă a municipiului Bacău, încurajând și dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative și durabile, nepoluante, transport public, transport veloz și pietonal. Pentru finalizarea acestei acțiuni și în temeiul prevederilor articolului 136 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 57 pe 2019 privind codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâri privind aprobarea asocierii de principiu între OAT Hemeiuș și municipiul Bacău și OAT exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii de principiu între OAT Hemeiuș, între OAT municipiul Bacău și OAT Comuna Hemeiuș, în vederea realizării în comun a proiectului de investiții coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul central centrul Bacău, cartier Gherea și Filieș Hemeiuș. Da. Discuții dacă sunt. Spuneam la vot, cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea solicitării de finanțare a proiectului SOS, Școala de Vară Hemeiuș. Dumneavoastră minunat. Proiect inițiat de domnul primar Carol Constantin. Da, este pentru al doilea an când venim cu acest proiect, un proiect de succes, zic eu, și am trecut, avut efect. Proiect de hotărâri privind aprobarea și implementarea solicitării de finanțare a proiectului de școală de vară Hemeiuș. Primarul Comunei Hemeiuș, județul Bacău, având în vedere adresa numărul 245 din 21-6-2022 din partea SOS Satele Copilor din Comuna din România, prin care se solicită sprijin financiar pentru proiectul Școală de Vară Hemeiuș 2022 din Dragul Minunată, prevederea proiectului 21 alineatul 2 litera D și litera E din alineatul 7, alineatul 9 din Ordonanța de Urgență 57 pe 2019, în temeiul prevederilor articolului 196 alineatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență 57 pe 2019, propune
Articolul 1. Se propune aprobarea finanțării și implementării proiectului Școala de Vară, HEMEIUS 2022-2024, proiectul în valoare de 40.000 lei va fi suportat integral din bugetul local al comunii. Se propune aprobarea acordului de parteneriat între HEMEIUS și SOS Statele Copilor conform anexei care face parte integrală din prezentul proiectului de hotărâre. Sub 3. Articolul 3. Autoritatea executivă la nivelul comunii HEMEIUS de Subacău se va îndrepta de punerea în aplicare a prevederilor prezentului hotărârii. E bine. Am câteva întrebări, domnul primar, referitor la acest moment. Dacă se termină cu dumneavoastră. Da, pe nu știu, ați citit materialul, ce era comisia avizul de la comisia respectivă la vedere? Pe baza materialelor am câteva întrebări. Și am studiat materialul, am observat pe material că cei de la SOS au solicitat inițial 30.000, dumneavoastră ați propus 40.000. Domnul secretar, mi-a precizat doamna secretar, cu dumneavoastră ați dorit ca cei copii să primească și o masă caldă, un lucru foarte frumos, e normal acest lucru, nu-ți combat un semn și o masă caldă. Total de acord cu acest lucru, dar am observat pe documentații 45 de copii cu domiciliul în HEMEIUS, cu vârsta între 6 și 14 ani. În documentația depusă de SOS, sunt precizați 20 de copii din HEMEIUS cu vârsta între 6 și 14 ani. 45 sunt cei de la școală, de la centru de zicare. Înseamnă ca număr. Că raportul trebuie refăcut și precizat. Probabil. Au 45 de copii, că ei au precizat. Sau probabil că sunt cei de la centru ucranien. Dar ucranienii n-au atunci. Și ei vor merge. E oarecum interpretabil numărul de copii. Adică să fie puțin mai clar. Lucrurile se vor realiza. Lucrurile se vor preda. Deci, în total, sunt 20 din HEMEIUS, nu 45. Nu. 20 se poate până la 25. Că dacă o să mai apară 2-3, ne putem întoarce înapoi. Asta e clar. Ca să știm și noi ce e. Transitul mai departe. Cu banii, ca să vă explic cum stau cu banii. Au cerut 30-35, nu știam exact să facem un calcul. 30. Doamne, puneți 40. Ca să nu mai trebuiască să revenim iar, că dacă o să mai rămână o diferență, noi și așa suntem cu cel de zi. Documente justificate. La sfârșit de an ne justificăm. Mai rămân, anul viitor și dăm diferență. Am văzut cum mereu când se cere o sumă și când cu dumneavoastră v-a minunat. Atunci doamna Fătărăru a cerut 7-8 mii de lei și domnul primar a zis 10. Deci am vorba de ca să nu mai trebuiască iar să revenim și să vină față de anul cu 1000 de lei sau ceva. Deci am văzut, eu zic că de câte ori zic vorba de copii, dumneavoastră ați dat în plus față de când au cerut. Dar vorba domnului consilier, dacă rămân bani, trebuie să rămână și să se justifice. Sunt foarte bine că dumneavoastră, în cadrul ședinților pe comisie, sunteți atenți, veniți cu corectarea unor creațiuni, cât să mai strecoare, vedeți mai cu primormani de documente. Nu, dar sunt 2-3 oameni care lucrează pe... Să nu apară scandalul, domn primar, cu cei care au copii, că... 45 copii la anul 2. Dar anul trecut cum s-a derulat? Am înțeles că a fost un succes anul trecut. Foarte bine. Foarte bine. Și programul este stabilit. Programul este stabilit. Vor avea chiar o excursie. Mai vreau o excursie. Vor fi 3 excursii. Vor fi 3 excursii, domn primar. Suceava, Neamț și Brașov. Adică eu zic că e un lucru destul de bun pentru copiii noștri. Aveam locuri mai multe, în cazul cu ucrainieni. Eu îmi doream anul ăsta să avem 40-60 de copii la acel lucru. Vorba de copiii lor, ce înseamnă că aveți? Păi avem. Dar de ce-i necaz? I-ați inclus și pe ei. Păi nu, necazul lor, că ne-au ocupat spațiile aici și nu avem. Dar să punem la voi. Cine este pentru? Unanimitate, doamna secretară. Vedeți dumneavoastră care aveți copii, nepoți, cam cât e o școală de vară la Don Bosco sau pe unde se mai organizează în oraș? Nu aș spune, am la programul, cardurile. Da. Proiect numărul 7. Proiectul de hotărâre privind acordarea moratoriului de urgență conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat și modificării completării ulterioare. Proiect inițial de domnul primar sau da. Așa.
Deci avem cazul Iacob, același caz care de ani bune de zile, cei care sunteți mai vechi. Ferească Dumnezeu, într-un cărușor cu rotile, mereu îi trebuie spempăși, mereu kinetoterapie. Și am zis măcar 2500 lei să-i dăm și am acesta, că ferească Dumnezeu. Și doi copii. Și doi copii. La școală. Da. Avem este și Mielcea. Avem la Mielcea un acoperiș. Un acoperiș, tot și atunci un pic de biroul meu este dosarul cu proiectul. Da. Dar pozele au fost puse și pe Facebook. Da, e vorba de o fundație, de o parohie, Părintele Machidon, parcă sau Mondan, nu știu cum îl cheamă exact. Machidon. Așa, care se ocupă de acest caz cu un domn Sachilari. Am înțeles că și domnul Lucu de la Rob Trans ar vrea să aducă niște bani și mai multe firme. Proiectul, valoarea așa estimată, cât după calcule, vreo 25.000 de euro. Două camere, o bucătărie și o bolșor pe baie, acolo minimul necesar. Bine că aici sunt trecute și utilități, și chiuvetă, și pat, și șifonier, tot cât a costat. V-am dat așa doar un v-aș citi un pic din debit, așa, din calcule. Polistiren expandat, 9.000 de lei. Nu. Cu plas, cu tot, 1.200 de lei. Tencuială decorativă, total 4.420. Tablă, triplă, 6.650. Cum e suma? 25.650 de euro. 25.650 de euro. Am zis, măcar, eu știu, un 10-12.000 de lei să-i dăm și noi de-a început. Da. Dacă sunteți de acord. Dumneavoastră... Măcar acoperiți și eu știu să-i mai dăm de ceva. Plus că vor să-l mai ajutăm cu niște mașini să-și care molozul de acolo. Cu un buldo de la primărie să putem să-l încărcăm. Dumneavoastră știți calculele cu cât timp vă puteți întinde, da? Ce mai avem un buget pe anul ăsta? Mai avem și nu prea mai avem, că nu știu știi. Păi aia e tot. Și putem dat de la jumătate de anul. Mai dăm și la alții. Ferea Dumnezeu, mai apare chestii, nu poți să dai la unul, nu știu ce sumă și la altul să nu-i... O să mai căutăm sponsori, să mai... Nu o să putem să mai acordăm încă o dată anul acesta. Anul ăsta nu. Nu, dar măcar să vedem acoperite casa aceea și să se poată să facă o căutăță să funcționeze. Pentru că, nu știu, cât știți sau cât s-ați citit, raportul a fost dat și pe Facebook, are niște minori în întreținere. De ce s-a dat? Nu vreau să sări lumea, nu știu ce se întâmplă. Aici un semn. Da. Menționez că aceasta are în tutelă nepotul Burlacu David Matei, în vârstă de 8 ani, care este în grija ei, de când avea o lună. Păi, mamă sa, eu le-a plătat și-a plecat. Și mare îngrijă nepoară, care sunt aici. N-am venit și-o venit, n-am zis. Da. Dacă sunt de acord, suma de 21.000 de lei. Da, și cu celălalt de înainte, să punem la pachet, da? Da. Avem o situație cu cei care au asigurări în Comuna Chimeni și pe... Păi avem să lucrăm, că înainte... E al doilea incendiu pe anul acesta, nu? Obligația tuturor este să... Deci obligatoriu este să lucrăm. Aia e obligatoriu de noi. Nu, nu... Nu acoperi un incendiu. Nu, cu asigurări... Tot în acest proiect cu... Și l-am avut și suplimentarul. Și sunt persoane de favorizare care nu-și permit să-și facă asigurare. Dar padul nu e obligatoriu ăla cu 20 de euro. Obligatoriu și nu vrea. Păi da, ăla de 20 de euro. Și ăla n-a acoperit incendiile? Nu. Dar la ce acoperi? Nimic. Dezastru natural. Nimic. Dezastru natural. Temperatură. Ferească Dumnezeu să fie și de ce a fost la dezastru. Păi nu s-a fost așa la dezastru. Da, trecem la punctul numărul 8. N-am. Proiectul de hotărâre privind
Modificarea scomentarii hotărârii Consiliului Local Hemeiuș numărul 32 din 8-4-2022 privind introducerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunii Hemeiuș de Tubacău asupra feței din 56.200 metri pătrați. În conformitate cu prevederea articolului 136 alineatul 3 litera din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, propun inițierea și aprobarea unui proiect de hotărâri de modificare a hotărârii Consiliului Local numărul 32 din 8-4-2022 privind introducerea în inventarul domeniului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunii Hemeiuș de Tubacău, asupra feței de 56.200 metri pătrați, în sensul corectării denumirii proiectului în hotărârea Consiliului Local Hemeiuș numărul 32 din 8-4-2022 privind introducerea unor bunuri în domeniul public al Comunii Hemeiuș de Tubacău, asupra feței de 56.200 metri pătrați și modificării conținutului unor articole care să reflecte faptul că bunul va fi declarat de interes public. Bunul va fi declarat de interes public, va face parte din domeniul public și că va fi supus inventarierii conform articolul 129 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 37/2019. Este vorba de o suprafață de teren pe drumul național. De la pistele de biciclete. Care acum vor trece în coridorul zonei de protecție de la DN. Da. Da, ca să facă corect. Da. Cine este pentru? Unanimitate, doamnă secretar. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Comunii Hemeiuș, județul Bacău, către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Bacău. O să vă citesc adresa înaintată de către Crucea Roșie. Ați văzut că orice eveniment care îl desfășurăm, Crucea Roșie este prezentă. Și este un lucru foarte bun pentru cei care participă la evenimente, că avem alături tot timpul și avem o sprijină, avem o bază. Sunt unii medicale, sunt niște cadre medicale autorizate care pot acorda măsuri de prim ajutor în caz de apar. Și acolo nu va nimic la... Nu. Nu, pentru că ne-a trimis prima dată vreau să ne ia bani, că am organizat și apoi mai vorbit cu directorul și ne roagă acum măcar să mărim cotizația, că ne luau 250 lei pe oră asistență. Și vă dați seama la atâta ori când am dat aici, câți bani trebuia să dăm. Nu i-am dat. Am găsit înțelegeri și acum dumnealui vine să vine cu propunerea și spune cam așa, între altele. Reamintim că în concordanță cu statutul Crucii Roșii României și cu legea de funcționare, legea 139/95, unitățile administrative-teritoriale, municipii, orașe și comune au posibilitatea de a deveni membri susținătoare contribuind la sprijinirea financiară și materială a Crucii Roșii Bacău cu o sumă în lege, în funcție de numărul de locuitori. De aceea vă propunem o contribuție anuală de 1-2 lei pe locuitor. Având în vedere colaborarea existentă între instituțiile pe care le reprezentăm, vă rog, vă adresa rugămintea de a aproba în viitoarea ședință de Consiliu Local această hotărâre. Noi acum nu avem un recensământ la zi. Recensământul pe care ne bazăm este cel din 2011, cu 4720. Și dacă s-a făcut ieși în numele? Și m-am gândit, dacă am 2500 de lei, până acum plăteam, să dăm 5000 de lei de lei. 4500 am propus, sunt timp m-am mai gândit. Doamne directoare sau domnului președinte? Domnul Silviu Lefter, parcă este. Doamne naționale, e doamna Florea. E domnul director Babiuc. Babiuc și doamna Florea, mai sus. Vreau să funcționează. Director Crucea Roșie, locotenent colonel în rezervă, doamna Florea. Pentru că avem nevoie de ei tot timpul, ei mai vin cu ajutoare și la Crăciun, și la sărbătorile de... Au fost la inundații. Vin și la inundații, vin ori de câte ori. Au avut cheltuieli cu ucrainieni, acum, deci... Și au în continuare. Și faptul că avem un sprijin de câte ori sunăm, găsim o înțeleg. Cine este? Deci asta fiind oile pe cap de locuitor, da? Aproape. Acord, domnul acolo, ce crede că e de acord? Unanimitate. Deci 5.000, da? Da. Unanimitate. Da. Vin cu propunerea proiectul numărul 10, 11, 12, 13, să le votăm un bloc. Dar este o mică greșeală într-unul din referatii, cu strada lungii, mă uit cu foarte mare, deci unul e pe calea Moldovei și a rămas în referat lungii. Deci trebuie...
Păi este în margine, întâi crinul, este din margine, marginea, acolo e ok. E prelungirea privată, dar aparține pe... Margine, aparține de margine. Da. Deci hotarului și crinului, de exemplu, hotarului pe o parte, pe dreapta e Hemeiuș, pe stânga e margine. Prelungirea crinului, margine. Da, da. Crinului a noastră, prelungirea crinului a noastră. Dar strada e a noastră. E a noastră. Aia e domeniul public al comunii Hemeiuș, de asta. Da, da, are, da. Are segment de Hemeiuș și segment de Mărginei. Da. Deci rețeaua, o mare parte, este pe Hemeiuș. E vorba de 7 metri de... Da, adresa omului pe Mărginei. Adresa omului pe Mărginei, că locația e în Hemeiuș, de asta trebuie să dăm noi hotărâre. Deci, eu sunt de acord. Da, cine este... Toate spiele pe energie electrică. Toate 4, toate 4. Deci, prin unanimitate, da? Da. Dar o să vă arăt mai acolo. Acum că 390 de mei, aeriană, corect? Da. Trece la proiect numărul 14. 14, da. În urmă cu câteva zile când s-au desfășurat zilele comune, parte din dumneavoastră ați fost prezent aici pe teren de fotbal, în bază sportivă. Într-adevăr, după atâți ani, mai trebuiesc unele intervenții. Nu am putut face intervenții până la această dată, pot să spunem, dar să ne sfârșim ce ați așteptat. Nu a fost făcut recepția finală. Am reușit să am făcut recepția finală. Și acum am venit în prima ședință cu unele mici reparații. Unele mici reparații o să le luăm în două etape. Să facem, pe de o parte, clădirea, pentru că centrala nefuncționând de câțiva ani buni, a mai rămas apă pe instalații și sistemul de instalație a fost distrus. Din cauza înghețului, nu mai spun că au fost preți întoșcați cu apă în CV, trebuie un pic de reparații făcut acolo, după care terminăm cu centrala, cu instalația sanitară și o să ne ocupăm un pic de partea asta la altă. Gazonul trebuie aspirat din nou și... Socul de jur împrejur, nu mai sunt bani ce ați văzut. Dar chiar și nu jurul piciorul ați încăriat? 14 ani, atunci... Și Ilea, poți să-l dai în soamă. Dacă am zis că am luat în ordinea cheltuielor, nu știu dacă o să putem să-l facem toate anul ăsta, dar măcar să-l facem. Dar n-ar fi bine invers? Să facem ce e de teren? Păi, pe teren se poate încă juca. Noi tot am intenționat să terminăm clădirea asta, să putem în vara asta, uitați, sunt atâtea cluburi care nu au unde juca fotbal. Dacă am închiriat numai de două, de trei ori de săptămână, am luat niște bănuți. Cu bănuța aia am mai putea face ceva. Avem nocturnă, avem tot ce trebuie. Orice care vine în oraș și trebuie în vestiar, îi trebuie în duș. Domnul primar, vă recomand să vă discutați cu un specialist cu privire la suprafața de joc pentru fotbal. Pe suprafață dure de joc, e efectiv pus o moachetă. Asta era tehnologia de atunci. De calitate mai slabă, pe o suprafață pe toată. Dacă puteți să găsiți un specialist cu care să discutați, să găsiți o soluție tehnică, astfel încât... Anul ăsta să facem un proiect așa, să o puteți în proiect, nu o puteți așa. Este vorba. Ce vrem să facem? Proiectul sună cam așa. Înlocuim cadastrele, facem instalații sanitare, reparații, zugrăvind, vopțind, înlocuind, faian și secreție la clădirea bazei sportive multifuncționale Hemeiuș în comuna Hemeiuș. Și o casă în aceste reparații. Dar nu era pus un deviz la documentație. Dar e un deviz. Nu era. Ai făcut evaluare? Este un deviz pe casa, este tot la burghere, la unii burghere. Nu la serviciu. Cu ce? Deci, o făcut evaluare. Ce sumă e rămas ca să vină oamenii și pentru interior și pentru exterior? Nu, dar nicio sumă. Acum s-a aprobat numai obiectivul, să faceți reparația și atunci când avem devizul și pentru exterior, să le aprobăm pe amândouă. Am înțeles. Asta e o discuție.
Dar în ce stadiu mai e proiectul cu terenul la mare din fotbal, cu baza dumneavoastră care o... Se lucrează la coexistență, studiul de coexistență, mutarea... Oprească curentul. Dacă vreți să mă ascultați, mă ascultați. Dacă da, 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 da. Nu pot să vorbesc, vedeți efort, facă, străgușit de numai. Spuneți, avem niște probleme în legătură cu întreruperea curentului și cu firmele din parcul industrial. Deci este pe toate oare putem să facem intervenție la Ion, la firma care vine să... de la intervenții de la ei și de la societățile din parc, pentru că am vrut inițial pe 2, au zis că nu pot cei de la Ion că au avarii la o... La Petrom. Petrom. Am intervenit, am amânat pentru 9, pe 9 nu se poate că vinercate au export și nu pot întrerupe exportul. Am intervenit din nou la directorii de la Ion, am găsit înțelegeri și s-ar părea că putem rezolva pe 2. În momentul când realizăm că e dat acordul de la Ion cu condiționat. Doi ești să plătă. Da. Dacă, pardon, ducem la îndeplinire chestia asta, dăm, emitim autorizația de construcții. Și atunci firma vine la treabă. Proiectul este gata. Pe asta îmi spunea domnul... S-a făcut licitația că a fost câștigată. A făcut, da, e câștigată. Păi da, 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 mulți nu știu de aia. Da, a fost precizat și pe pagina de Facebook a primăriei și am spus să se încerca ieri. Iar fiind eu asocierii de două firme, foarte serioase. Da, să punem la vot. Iar pentru aici cu baza multifuncțională, a spus că ați făcut recepția. Nu vreau să fiu rătăcios la casa asta care a luat foc, spunem că îi facem temperat decorativ. Haideți să facem și aici, că aici au rămas doar var peste... Am luat în calcul doar interiorul. Interiorul sau exteriorul, dacă e... Da, dar recepții, ce scrie în proiect și e vechil. O bătut una cu alta. S-o spălat, dar să... Să punem la proiectul la 14, cine este pe... Nu m-a întrebat că... Mie mi se părea nouă și tu nu trebuie refăcut. La proiect. Iar după ce le facem, domnul primar, să fie dat cuiva în grijă, să nu mai rămână apă pe instalații, să e plăcut acolo. Păi nu s-au făcut de 3 ori duși acolo și deja schimbăm toate sala. Hai, mi-a răspunde și atunci când se închiriază, pentru cel care vine și joacă... Vom avea o persoană care se va ocupa de baza sportivului, de locurile de joacă, de teren. Eu sunt pregrează, la proiectul cu transferul la baza sportivă, de la energie, de pe subteran, deci aerian subteran, de pe anunțat pe tehnostan. Că noi avem niște echipamente acolo care trebuie să meargă în continuu. Ca să poată transfer pe grupe de curgen. Că altfel, ce se strică acolo, e vorba de 200 de milioane. Noi avem un administrator al parcului. Avem un administrator al parcului. Este un om. Cine la proiectul 15, cel nu știu pentru eu fac chestia. Are aprobare. În calitate de primar al comunii Hemeiul-Vezu Bacău, am vorbit cu directorul Iordache, el are în subordine și contracte de încheiere cu fiecare firmă, discută, s-au pus de comun acord, nu putem discuta noi cu fiecare gen de acord. Ținem cont de prevederi de articol 302, 305, 307, 327, 327, 330, ordonanța de urgență 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, văzând adresa 6556 din 26-52, privire la prelungirea contractului de concesiune numărul 2158 din 14-1997 în perioada de 24 de ani, în conformitate cu adresa numărul 669 din 27-6-2022 a SOS România, pe care se exprimă acordul privire la prelungirea contractului de concesiune numărul 2158 din 14-11-1997 pentru o perioadă de 24 de ani cu diminuarea suprafeței de teren preluate în concesiune 8.000 de metri de la suprafața de 19.539 metri pătrați. SOS Satele Copiilor România rămânând cu o suprafață de 11.539 metri pătrați. În conformitate cu prevederile articolul 129 alineatul 2 litera C din ordonanța de urgență 57/2019, din necesitatea închirierii concesionării unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunii Hemeiul și care să genereze noi venituri la bugetul local și a implementării unor proiecte de construire creșteri, loc de joacă pentru copii și amplasare de panouri fotovoltaice, vă propun să aprobați
1. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune numărul 2158 din 14-11-97 și actului adiționare ulterioare încheiate în demnitatea administrativ teritorială a Comunii Hemeu și SOS Statele Copiilor, România, în sensul diminuării suprafețe terenului concesionat cu suprafață de 1000 m pătrați. Terenul este situat în intravilanul localității Hemeuș, Comuna Hemeuș, județul Bacău, liber de sarcini, parte din domeniul public al Comunii, parte din domeniul public al Comunii Hemeuș, identificat în tarlaua 10, parcela 157/9, prin extras planul urbanistic general sat Hemeuș și plan de situație cu suport topografic cu următoarei vecini. La nord, teren aparținând domeniului public al Comunii Hemeuș, la est, proprietari proprietăți private, la sud, teren aparținând domeniului public al Comunii Hemeuș, la vest, teren aparținând domeniului public al Comunii Hemeuș. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune de 2158 din 14-97 și actul adiționare ulterioare încheiată în unitatea administrativ teritorială a Comunii Hemeuș și SOS Statele Copiilor România rămân neschimbate. Proiect de hotărâre prin demararea procedurilor de dezlipire a imobilului cu numărul cadastral 60.356 în suprafața de 19.059 metri situat în Hemeuș, Comuna Hemeuș, Valea Gării, numărul 57, în 7 corpuri de proprietate. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate, doamna secretar. Era vorba de suprafață de teren care era suprafața și se prelungește cu încă 24 de ani, da? Da. Dar era vorba acolo și de o suprafață de teren care voia să ia primăria. Da, aia asta. Păi și cât e de mare? Mai de 19.000 au rămas 8.000 noi, domnule. Și 19.000 lor. Ce scop dăm la construit creșă? Creșă, accesul în curte și la terenul din spate. Ok. Da. În terenul din spate e concesionat de un privat. O parte. O parte din spate. Râpa. A fost o vădă unul care, vă amintiți, era stânarul Popa acolo. Da. De care SOS-ul nu avea nevoie, mai mult necase făcea. Și am înțeles că una din clădirile de la SOS aparține primăriei Hemeuș sau apar nume. Nu, aparține. A fost ideea, la un moment dat, toți bătea monedă pe concesiuni și atunci eu am gândit la vremea aia, am zis așa, facem o expertiză la evaluarea terenului și a clădirilor, vedem cât valorează terenul nostru, cât valorează clădirilor și împărțim, facem paritatea. O clădire, două, cât ne revin, le luăm noi, restul rămâne al lor și fiecare cu treaba lui, nu mai avem treabă cu ei. Mă gândeam în situația asta de o creștere, să facem de mine bătrân, ceva să facem din ele. Era mai greu, nu prea au fost de acord și atunci a apărut ideea cu creșa noastră. Avem terenul nostru, nu mai depindem ei, sunt mulțumiți că rămân cu bucățica lor, iar noi cu terenul nostru nu facem treaba. Investițiile care și administrează mai puțin? Da, și ei mai aproape pentru ei, chiar trebuie să mai mici. Să depunem în anul proiectul pentru creșe sau nu? Depunem, indiferent, o să vedem. După plecăm. Dar după nouă ghid, nu știu dacă mai avem timp, pentru că și azi am vorbit la CNI, o să încercăm să depunem tot pe CNI, pentru că toate proiectele care au fost depuse la CNI au trecut obligatoriu la FNR, inclusiv cele care aveau autorizații de execuție. Și pe CNI nu a rămas asfaltarea? Nu a rămas nimic. Pe CNI nu fac asfaltare. PNI-ul. CNI-ul alea au rămas? Nu avem treabă, alea sunt deja... În derulare.